Deschideți cu mine Sfânta Scriptură, vom privi în această seară la 1 Corinteni 15, dar nu numai. Am vrea ca să ne uităm împreună din Sfintele Scripturi și din alte surse la problema învierii și să ne punem întrebarea dacă învierea Domnului Iisus Hristos din morți este până la urmă o credință rațională sau nu. Faptul că Domnul Iisus Hristos este un personaj istoric nu este dezbătut de aproape nimeni, cel puțin nu de oameni serioși. Chiar și academicii, chiar și istoricii recunosc faptul că Domnul Iisus Hristos este un personaj istoric și real. El a existat, el a trăit, el a fost un mare învățător. Problema nu este cu existența Domnului Iisus Hristos, nu este cu nașterea și cu viața Domnului Iisus Hristos. De aceea, nașterea Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos, chiar și moartea Domnului Iisus Hristos, nu sunt foarte vehement opuse. Oamenii nu consideră că noi creștini avem dreptate să le dăm atâta importanță, dar până la urmă, chiar și cei din sfera laică, chiar și istoricii și academicii, vor spune că Domnul Iisus Hristos este un personaj istoric real. Cu siguranță, lumea seculară sau chiar și creștinismul liberal explică multe dintre aspectele supranaturale din viața Domnului Iisus Hristos printr-o alegorizare sau spiritualizare. Domnul Iisus Hristos, zic ei, n-a fost chiar născut dintr-o fecioară. Au vrut doar ucenicii să simbolizeze prin lucrul acesta că a fost un om deosebit de curat, deosebit de sfânt, de pocăit. Și este o metaforă, ar zice ei. Domnul Iisus Hristos n-a lucrat într-adevăr toate aceste minuni, dar sunt tipare literare prin care ne comunică ceva despre lucrarea sa, despre credința sa, despre valorile care vroia să le comunice, ar spune ei. Și până la urmă, cu aceste notițe de subsol, și creștinismul liberal, și ateii până la urmă pot ca să zică că ei cred că există, că a existat Domnul Iisus Hristos, că a fost un mare învățător și că până la urmă a avut un mesaj de comunicat pentru această lume. Dar când vine vorba despre faptul istoric că Iisus Hristos a murit, a fost îngropat și după 3 zile a înviat din morți fizic, lucrurile se schimbă drastic. Suntem împinși și această lume este împinsă spre a lua o decizie. Putem oare noi, în 2017, să credem așa ceva? Chiar putem să credem și să afirmăm că Iisus Hristos a înviat, ca și fapt istoric, a înviat fizic, nu doar metaforic, nu doar spiritual? Putem noi, ca să avem o asemenea convingere istorică și să pretindem că suntem oameni logici și raționali în 2017? Suntem împinși spre a lua o decizie despre Domnul Iisus Hristos și despre realitatea istorică care este moartea și învierea sa. Creștinismul, în contrast cu alte religii, este o credință cu adevărat istorică. Prin faptul că ea se bazează pe evenimentele istorice care s-au întâmplat. Este fondată pe evenimente istorice și este dependentă de acele evenimente istorice. Dacă tot ceea ce spune lumea că s-a întâmplat în viața lui Buddha sau lui Confucius nu s-a întâmplat, este egal cu zero pentru acele religii. Până la urmă contează idealurile lor, ideile lor. Dacă Confucius n-a existat, dacă a fost doar un personaj mitic, până la urmă nu contează. Contează că există niște scrieri care comunică niște principii. Și poți ca să crezi în acea religie chiar dacă fondatorul ei n-a existat. Dacă toate lucrurile care s-au scris despre religia musulmană nu ar fi adevărate, și cele mai multe nu sunt adevărate, nu-i oprește pe acești oameni ca să fie musulmani în continuare. Și așa mai departe. Cele mai multe religii, mormonii, martorii Jehova, toate sectele, da? Secte care se dovedesc că fondatorii lor au fost niște mincinoși, că evenimentele nu s-au întâmplat, că ceea ce au proclamat și au zis că se va întâmpla nu s-a împlinit,
Și oamenii aceștia continuă în aceste credințe. De ce? Pentru că sunt, până la urmă, credințe iraționale. Sunt credințe care n-au treabă cu istoria și cu evenimente reale. În schimb, creștinismul este o credință rațională, este o credință istorică, prin faptul că ea se bazează, are la temelia ei evenimente istorice. Dacă aceste evenimente nu s-au întâmplat, creștinismul este o credință falsă și însăși cei care sunt mesagerii creștinismului, cum ar fi Apostolul Pavel, ne-ar spune că ar trebui să abandonăm această credință. Dar pentru că aceste lucruri s-au întâmplat, pentru că aceste lucruri sunt fapte istorice, trebuie ca să credem în ele. Chiar în textul de dimineață, în Ioan 14, nu știu dacă ați observat, Domnul Iisus Hristos face o afirmație care subliniază această idee, că evenimentele reale care s-au întâmplat sunt dovadă și postament pentru credința care trebuie să o avem. La un moment dat spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 14 cu 11, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Da? Credeți-mă pentru că eu vă spun lucrul acesta. După care spune Domnul Iisus Hristos, dacă nu credeți pentru că eu vă spun, măcar credeți datorită lucrărilor însăși. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Ați fost martor ocular la tot ceea ce am făcut. Dacă nu credeți pentru că eu vă propovăduiesc Evanghelia asta, nu puteți nega ceea ce ați văzut. Nu puteți nega ceea ce s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos face apel la evenimentele și lucrările care le-a făcut în viața Lui, ca drept dovadă că ceea ce El spune este adevărat. Învierea este un pilon esențial al credinței creștine. Și Apostolul Pavel ne spune că dacă învierea nu este o realitate istorică, credința creștină se spulberă. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15, la versul 12, în felul următor, dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Între ei, în biserica din Corint, probabil erau dintre iudei sau poate dintre cei care au venit de la păgâni, care nu și-au însușit o credință în învierea morților. Aveau încă o filosofie care afirma faptul că nu există învierea morților. Și asta punea în pericol Evanghelia, care are la centrul ei învierea Domnului Iisus Hristos, care duce la învierea noastră din morți. Și Apostolul Pavel adresează această problemă. Dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos nu a fost înviat. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică, adică mai bine ne-am lăsat de meserie. Și de asemenea, și credința voastră este zadarnică. Dacă evenimentul acesta, care astăzi este sărbătorit în creștinism, nu s-a întâmplat cu adevărat, ne pierdem timpul în această seară. Și viața voastră de încredere în acest om numit Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, este zadarnică. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu. Pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Dar dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, suntem cei mai deplâns dintre oameni, spune Apostolul Pavel. Unii critici al Noului Testament și al creștinismului spun că învierea, teologia aceasta a învierii, cristologia aceasta prin care creștinismul afirmă că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat a treia zi, a fost o invenție târzie a bisericii. În timp ce creștinismul prindea forță, a avut nevoie ca să vină cu o poveste mai palpitantă, zic critici. Și la un moment dat, în secolul al doilea, în secolul al treilea, a început să cristalizeze această teologie prin care biserica a început să afirme, zic ei, că Domnul Iisus Hristos
a murit și a înviat din morți. Și vin unii astăzi care aduc revizii, da, la teologia biblică și zic că de fapt apostolul Pavel, că de fapt ucenicii din primul veac nu au crezut vreodată în învierea din morți. Și este o invenție târzie. Și pun chiar sub semnul întrebării asemenea texte precum 1 Corinteni. Problema este că Pavel scrie 1 Corinteni la cel mult 25-30 de ani după evenimentele morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, învierea Domnului Iisus Hristos și implicațiile învierii sunt vestite de biserica primară începând din momentul învierii. Ele nu au fost la 50 de ani după, ucenicii s-au întâlnit și au zis, măi, teologia noastră are niște găuri. Noi te vorbim despre învierea din morți la final, dar n-avem nimic cum să fondăm crezul acesta. Hai să inventăm noi o teologie prin care să spunem că Iisus Hristos a fost înviat din morți. Este o aberație. Dacă ne uităm la capitolul 15 și mergem de la versetul 1, vom vedea că Pavel nu numai că atestă că la 25-30 de ani, așa cum am citit acum, avem o cristologie deja completă, bogată, prin care biserica de atunci afirmă învierea Domnului Iisus Hristos, dar vedem că această afirmație se află încă din primele zile a bisericii. Cum zice Pavel? Versetul 1. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care l-am vestit. Astfel, ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță. Deci Pavel spune, ce vă spun acum este primordial pentru crezul nostru, fraților. Este cel mai important lucru. Este Evanghelia, da? De primă importanță este ceea ce la rândul meu eu am primit. Și acum Pavel spune ce a primit el. Și descrie în aceste versete ceea ce el a primit de la Domnul Iisus Hristos și ceea ce el a fost învățat de la apostoli din primele zile a convertirii lui. Da? Și dacă vă uitați la aceste versete, vedeți că el de fapt redă experiența lui și experiența apostolilor din Cartea Fapte. Ca atare, el spune care este crezul creștin din primele zile după înviere. Uitați, ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu la rândul meu am primit. Și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor. Că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. Și că după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea, i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimul dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Ce zice apostolul Pavel? Oameni buni, asta este Evanghelia care eu am primit-o direct de la Domnul Iisus Hristos, în care am fost instruit din partea apostolilor, am stat cu apostolul Petru la Ierusalim, la scurt timp după convertirea mea. Și el m-a instruit în lucrurile acestea. El a depus mărturia despre ce s-a întâmplat cu el și cu ucenicii lui Hristos. Și cum Hristos li s-a prezentat lor și celor 500 și toți care sunt ucenicii lui l-au văzut. La fel cum eu, zice Pavel, până la urmă l-am văzut. Și Pavel ne spune că acest crez, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că El a fost îngropat și că a înviat a treia zi potrivit Scripturilor, este crezul creștin din primele zile după înviere. Nu este o invenție târzie. Nu este o teologie sau o mitologie inventată de Apostolul Pavel sau de alții după el. Este pilonul Evangheliei. Dacă Hristos a înviat conform Scripturilor, există mântuire în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă Hristos n-a înviat, ne pierdem timpul. Și haideți să găsim altă religie. De aceea este așa de important acest lucru. Pavel ne confirmă că Evanghelia și mai ales Cristologia este bine formată din primele instanțe. Altfel spus, apostolii au mărturisit de la început
moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Vedem lucrul acesta în Faptele Apostolilor, vedem peste tot lucrul acesta. Nu era niciun dubiu pentru oamenii aceștia că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Și Pavel spune că dacă acest fapt istoric nu este adevărat, atunci consecințele pentru credința creștină sunt catastrofale. De aceea este foarte important ca noi să fim convinși de această realitate. Că atunci când zicem Hristos a înviat, să putem spune cu adevărat a înviat. Sigur, istoric, garantat. Nu doar în inima mea, nu doar că așa cred eu. Pavel spune că consecințele sunt catastrofale. Uitați la capitolul 15, începând cu versetul 13. Dacă învierea morților nu este adevărată și dacă Hristos n-a înviat, prima consecință, zice Pavel, este că Hristos n-a fost înviat. Deci cel pe care îl urmăm n-a fost înviat dacă acest eveniment nu este adevărat. În al doilea rând, spune el, predicarea Evangheliei este zadarnic. Nu mai există nicio putere în predicare, nu mai există nicio o noimă în predicare. Pentru că Evanghelia nu poate avea putere fără moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Credința voastră, zice Pavel, versetul 14, este zadarnic. Degeaba crezi. Degeaba crezi dacă Hristos n-a înviat. Credința nu te va ajuta la nimic. Toți martorii a învierii lui Hristos sunt mincinoși, spune Pavel, versetul 15. Și toți suntem încă sub robia păcatului, versetul 17. Ca atare, toți suntem sortiți pierzării dacă Hristos n-a înviat. Este foarte important să ne lămurim dacă într-adevăr Domnul Iisus Hristos a înviat sau n-a înviat. Și concluzia lui Pavel în versetul 19 este că dacă într-adevăr Domnul Iisus Hristos n-a înviat, suntem cei mai deplâns dintre oameni. Ne-am mirosit viața. Ne-am pus nădejdea într-un fals. Pe scurt, aș vrea ca să vă aduc câteva dintre dovezile pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Nu o să avem cum să avem un studiu exhaustiv în această seară, dar aș vrea să punctez 3 sau 4 dintre dovezile majore pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Argumentul meu și plădoaria mea este că credința creștină este o credință rațională și este o credință istorică. Eu cred pentru că creștinismul este adevărat. El nu este adevărat pentru că eu îl cred. În ziua de astăzi, într-o lume relativistă, adevărul este definit dacă are valoare pentru tine. Și dacă este important pentru mine, este adevăr. Dacă este adevărat pentru mine, este destul de adevărat. Eu nu cred că Hristos a înviat doar pentru că îmi convine. Eu cred că El a înviat pentru că într-adevăr a înviat. Și pentru că aș fi greșit și irațional să cred altfel. 1. Prima dovadă este mărturia celor care au fost martori oculari. Și aș vrea să observați că această mărturie este abundentă și este sinceră. Este abundentă și este sinceră. Când ne gândim la mărturia despre învierea Domnului Iisus Hristos, în mod obișnuit ne gândim doar la cele 4 evanghelii. Și într-adevăr, cele 4 evanghelii sunt documente extrem de importante, cele mai importante, care atestă învierea Domnului Iisus Hristos. Dar atenție! Dovezile martorilor oculari nu sunt cuprinse toate doar în cele 4 evanghelii. Ce vreau să spun prin asta? În primul veac, dacă 2 oameni stăteau de vorbă despre Domnul Iisus Hristos și învierea sa, da? Nici măcar nu puteau să facă referire la evanghelii. Ce face Pavel în primii 30 de ani? Spune, vă spun ceea ce eu am văzut, ceea ce apostolii au mărturisit, ceea ce sute de oameni au văzut cu ochii lor, și după aceea spune, majoritatea dintre ei sunt încă în viață. Altfel spus, vreți dovezi? În primul veac puteai să mergi să întrebi pe cineva. Hei, unde ai fost în acea zi? Unde ai fost când Hristos a înviat? Păi am fost în Betania. Și ce ai făcut? Păi m-am dus la mormânt. Și cum era la mormânt? Păi mormântul era gol. Și ce ai făcut după aia? I-am căutat pe ucenici. Și ce s-a întâmplat? S-a arătat Hristos! Eu l-am văzut cu ochii mei! Wow, e adevărat. Poate ăsta e mincinos. Hai să mai caut pe cineva. Tu unde ai fost? Păi am fost la Ierusalim. Și ce s-a întâmplat acolo? Păi erau acolo ucenici și discutau despre asta. Și nu i-am crezut. Și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată s-a arătat la peste 500 de oameni. Și l-am văzut eu cu ochii mei.
Vedeți, în primul veac, apologia pentru învierea Domnului Iisus Hristos nu se făcea în baza documentelor, se făcea în baza mărturiilor personale. De aceea Pavel spune în Corinteni că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Cu siguranță, probabil că s-a mai arătat și la alții, dar 500 o singură dată. Și ei puteau să confirme aceste lucruri, dintre care cei mai mulți încă sunt în viață, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ultimul dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Pavel spune, există o abundență de martori care atestă această mărturie, care au văzut în mod personal aceste lucruri. Nu trebuie să mă credeți doar pe mine. Eu vă spun aceste lucruri, eu vă relatez ceea ce am văzut și eu vă spun ceea ce au văzut și apostolii, dar sunt sute și sute de oameni care au văzut același lucru și care pot atesta același lucru. În al doilea rând, mărturia lor este una sinceră. Biblia și istoria atestă faptul că acești oameni nu aveau motivații false să inventeze așa ceva. Putem specula, și asta este o altă discuție, putem specula că acești oameni au fost ei înșelați. Deși este greu de conceput că sute și sute de oameni au fost înșelați. Da? De exemplu, explicațiile ar fi că de fapt ei nu l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Că a fost un vis sau o halucinație. Da? Explicație trasă de urechi. De exemplu, dacă eu vin și vă spun, hei, știi ce vis am avut eu aseară? Știți? Nu știți, pentru că visurile sunt personale. 500 de oameni nu pot avea același vis totodată, da? Înțelegeți? O halucinație, dacă eu mă duc și nu știu, iau ceva pirule și încep și halucinez și vin aici și încep și vorbesc în halucinația mea. Wow, ce văd eu acum? Voi știți ce văd eu acum? Nu. Sute de oameni, în instanțe diferite, în locuri geografice diferite, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și pot depune aceeași mărturie că l-au văzut pe cel care a fost răstignit pe cruce, confirmat să fie mort, îngropat în mormânt, acum în viață. Acești oameni sunt sinceri. Posibil că ei să fie înșelați, dar foarte neprobabil. Dar ei nu erau niște înșelători. Ei erau sinceri în mărturia lor. În Fapte 4 vedem că deja de la început apostolii aveau de plătit pentru mărturia lor. Ioan și cu Petru sunt adus în fața Sinedriului și creștinii din primul veac erau deseori aduși în fața autorităților să răspundă și să plătească pentru mărturia lor. Și Ioan și cu Petru sunt trași la răspundere și li se spune, hei, terminați cu predicarea Evangheliei, terminați cu mărturisirea asta. Și ei zic, ne temem de voi, pentru că ne puteți face mult rău, dar spuneți voi, ce este mai corect, să ne temem de voi sau de Dumnezeu? De ce să temeau ei de Dumnezeu în cazul ăla? Pentru că știau că ceea ce au văzut este adevărat. Și știau că să-și încalce adevărul vestit, să-l facă mincinos, ar fi loviți cu o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Creștinii din primul veac nu au avut de câștigat pentru mărturia credințelor. Creștinii de astăzi e discutabil, știi? Când Preasfântul, Preafericitul face clopot de 500.000 de euro, este ușor de înțeles de ce ai putea crede că creștinismul are intenții false. Când diversi predicatori își construiesc 10 de căști și își cumpără nu știu ce mașini scumpe pe banii bisericii, îi de înțeles de ce au motivații false. Rețin, eram tânăr, cred că aveam 19 ani și predicam aici, în zona aceasta, predicam de 2-3 ori pe duminică la diverse biserici, pe Valea Grijului, la toate bisericile care aveau nevoie. Și într-o duminică predicam la Biserica Speranța și împreună cu mine la Amvon era un băiat de la seminar care era în practică, tânăr, la fel ca mine. Și în timp ce se desfășura programul, cum era normal, noi povesteam la Amvon și am zis, hei, ce vrei să faci după ce termin seminarul? Păi, mi-aș căuta o biserică. Auzi,
aici, în zona Salajului, sunt plin de biserici care n-au păstori. Zic, eu acum vin de pe Valea Grijului, plin de biserici aici care n-au păstori. N-ai vrea ca să vii în zona aceasta. Cu siguranță ai putea să-ți găsești 2-3 biserici la țară. M-a oprit și a zis, frate, mi-am trebuit o biserică la oraș, o biserică care să-mi oferă locuință, o biserică care să-mi oferă mașină și minim 200 de enoriași. Vedeți, în ziua de astăzi este de înțeles de ce unii oameni ar vesti Evanghelia și ar propovădui pe Hristos cel înviat din interes. Dar în primul veac, iudeii aceștia erau persecutați de iudei și de romani pentru mărturia lor. Ei n-aveau de câștigat, ei aveau de pierdut. Erau dați afară din sinagogă, erau izgoniți afară din orice relație cu cei de credința iudaică, erau persecutați de romani care priveau creștinismul ca și un afront pentru pacea romană. Și tot ceea ce era nevoie pentru ca ei să nu mai fie persecutați, să nu mai sufere aceste consecințe, erau să zică că ei n-au văzut aceste lucruri. Atât. Când erau trași la răspundere, să zică a fost o glumă, a fost o glumă, nu. Știți, nu mi-ardeți casa. Nu serios. Am crezut și eu că cochetez un pic cu religia asta creștină și am zis și eu că am fost acolo la mormânt, dar vă rog, dacă nu mi-ardeți casa, retrag tot ceea ce am spus. Atât trebuia să fac. Istoria este plină de oameni care au fost sfâșiați zicând că l-au văzut pe Hristosul înviat. Istoria este plină de creștini care au murit pentru convingerea aceasta. Istoria nu este plină de oameni care au dat înapoi. Este greu să găsești unul dintre cei care l-au văzut ocular pe Hristos. Eu n-am putut găsi. Unul dintre martorii oculari înregistrați în istorie ca și spunând, da, am zis că am fost la mormânt, da, am zis că l-am văzut înviat, dar nu l-am văzut. Toți care l-au văzut cu ochii lor au fost dispuși să plătească orice preț pentru această convingere. Pe lângă Biblie, istoria ne dă dovezi. În anul 112, Pliniu, care era un guvernator al provinciei romane Bitinia, nord-vestul Turciei actuale, ține corespondența cu împăratul roman din acea perioadă, Traian, și scrie să ceară sfat despre situația creștinilor. Creștinismul începe să răspândească destul de puternic și acest guvernator nu știe ce să facă cu creștinii care sunt prezenți în subguvernarea lui. Da? Și scrie la guvernatorul Traian, la împăratul Traian și spune: am oameni sub guvernarea mea care sunt acuzați ca și fiind creștini. Ce trebuie să fac cu ei? Și avem înregistrat în istorie această scrisoare și avem înregistrat și răspunsul împăratului Traian. Și el spune în felul următor: ai făcut bine, dragul meu secundis, adică subordonatul meu, că ai cercetat acuzațiile pe care le-ai primit împotriva creștinilor. E imposibil de stabilit o lege general valabilă pentru fiecare caz în parte. Nu trebuie să faci nicio investigație activă împotriva creștinilor. Dacă ei sunt aduși înaintea ta și vina lor este demonstrată, trebuie să fie pedepsiți. Este un fel foarte subtil de a spune trebuie jupuiți, trebuie omorâți, da? Cu excepția că atunci când ei neagă că sunt creștini și demonstrează clar că nu sunt prin invocarea zeilor noștri, atunci iartă-i. E simplu, zice Traian. Dacă vine cineva și e acuzat că este un credincios în Domnul Iisus Hristos, omoară-l. Dacă el este dispus să zică că nu mai crede, lasă-l în pace. Atât trebuia să faci în Imperiul Roman ca să scapi cu viața și să fii lăsat în pace. Interesant este că martorii oculari a învierii Domnului Iisus Hristos au plătit cu viața. Nu și-au cerut scuze pentru ce au văzut, nu au dat înapoi, n-au zis că a fost o farsă, n-au zis că a fost o greșeală, n-au zis că nu pot fi sigur dacă l-au văzut. Au murit declarând că l-au văzut pe Hristosul înviat. Dacă creștinii din primul secol sau de la începutul secolului 2 ar fi fost niște șarlatani, adică dacă ei știau că ceea ce mărturisesc este fals, este greu de conceput că ar fi plătit cu viața lor. Greu de conceput. Hai, 1, 2,
10-20 la început, până încă nu se înțelegea cum stau lucrurile. Hei, dacă îl mărturisești pe Hristos, nu o sfârșești bine. Dar când încep și mor cu 10, când creștinii sunt aruncați în arene și nimeni nu dă înapoi. Da? Greu de conceput că este vorba de niște oameni care caută doar să înșele. 2. O dovadă foarte bună este convertirea scepticilor. Noi citim Noul Testament și avem impresia că Apostolul Pavel a fost dintotdeauna cel mai mare credincios în Domnul Iisus Hristos și în învierea Lui. Dar de fapt Apostolul Pavel a fost printre cei mai mari sceptici. Apostolul Pavel în Filipeni 3:16 se descrie pe el înainte de convertirea sa în felul următor. În ceea ce privește râvna, spune Pavel, un prigonător al bisericii. Unul care era dispus să prigonească și să ucidă ca să pună capăt la răspândirea Evangheliei. Pavel a prigonit pe Hristos. Pavel a urât pe Hristos. Pavel a considerat pe Hristos o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Și a ajuns cel mai mare evanghelist al lui Hristos. Și priviți ce a avut de câștigat Pavel prin schimbarea asta de carieră. A plecat din iudaism, a plecat din funcția de conducere care o avea și a câștigat în schimb următoare. 2 Corinteni 11, la versetul 23. În ostenel și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Pentru că 40 era mortal. Nu era lovituri din astea, știi cum își bat românii pruncii, deși și alea sunt prea drastice câteodată. Nu cruțea, nu iau, nu înseamnă că folosiți numai nu iau, apropo. Nu asta înseamnă. 40, după câteva lovituri, se despica carnea pe spatele omului. Puteai mirosi sângele. La 39 de lovituri, era desfigurat total spatele unui om. Și nu mai era în stare să ridice de la pământ. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii în fața între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. O asemenea mărturie a lui Pavel despre învierea Domnului Iisus Hristos. Împreună cu asemenea suferință din pricina acestei mărturii și nu a renunțat la ea. Pavel ne spune că el și-a sfârșit alergarea. A murit credincios. Cum? De ce? De ce să mor martir pentru ceva ce știi că este fals? De ce să suferi o viață întreagă pentru ceva care ești conștient că este o minciună? Și nu doar el. Istoria ne arată că toți apostolii au murit martirizați. Istoria ne spune că apostolul Ioan, care a scris Apocalipsa, a fost pus într-o baie de ulei fierbinte și n-a murit. Și după ce au încercat să-l omoare în felul ăsta, cum au încercat, de exemplu, când Pavel spune odată am fost lovit cu pietrei, da? Împroșcat cu pietrei, se referă la practica de a omorâ un om prin împroșcarea cu pietrei. A fost o minune a lui Dumnezeu că n-a murit. Ioan a fost pus într-o căldare plină de ulei fierbinte și n-a murit. Și a fost izgonit în insula Patmos, unde a scris Apocalipsa. Da? Toți ucenici, până la urmă, au murit pentru credința lor. Și nici unul, în mijlocul primejdiei, în mijlocul suferinței, n-au zis, atât este suficient. Nici unul din cei 12, sau Pavel, sau din cei 500, nici unul. Dar mai mult, Scriptura ne spune că primeau cu bucurie aceste suferințe pentru credința lor. Ceva nu face sens dacă acești oameni știau că ceea ce ei ziceau că au văzut, n-au văzut.
Un alt exemplu ar fi Iacov, fratele Domnului Iisus, care a fost un sceptic și devine unul dintre pilonii bisericii din Ierusalim. Iacov de asemenea a suferit mult și a murit pentru mărturia lui. Și ar fi alte exemple. 3. Este atestarea antagoniștilor. Dovada cea mai bună, probabil, sunt cei care erau antagoniști față de Domnul Iisus Hristos în vremea Domnului Iisus Hristos. Iudeii și romanii urau pe Domnul Iisus Hristos și pe ucenicii săi, mai ales iudeii. Romanii au adurat un pic până au început să dezvolte o ură față de creștini. Și această ură a lor este probabil una dintre cele mai bune unelte pentru atestarea acestei mărturii. Să ne imaginăm un pic ce se petrece. Ucenicii lui Hristos încep să proclame Evanghelia imediat după învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Vedem că în Ierusalim există convertiri în masă. Mii de oameni se convertesc, da? Cred în Domnul Iisus Hristos și în învierea Lui doar la Rusalii. Petru predică odată, mii de oameni se pocăiesc. Bătrânii iudeilor intră în panică. Romanii, la un moment dat, încep să intre în panică. Dintr-o dată, romanii care guvernau tot foarte strict, știau că discută cu Sinedriu, acum, dintr-o dată, este o sectă nouă la Ierusalim. O biserică de 10.000 de oameni, peste noapte. Ce se întâmplă? Ăștia sunt radicali. Ăștia erau cu Iisus. Ziceau că e regele lor. Ăștia au alt împărat decât restul. Poate să formează o schismă. Să formează două divizii în poporul iudeu. Poate va fi un război civil. Toate acestea se petrec și pacea începe să se tulbure. Iudeii se sperie că li se răstoarnă religia. Romanii se sperie că li se tulbură pacea. Și acum există trei posibilități pentru a rezolva această problemă, dacă există trei variante. Da? Să zicem, prima variantă ar fi, Hristos n-a înviat. Și este încă în mormânt, da? Și să produce tulburarea asta. Să presupunem că Hristos n-a înviat și este încă în mormânt. Greu de crezut teoria aceasta, pentru că tot ceea ce ar fi trebuit să facă iudeii sau romanii, să pună capăt la provăduirea lui Petru și apostolilor și la convertirile în masă, ar fi fost să deschidă mormântul, să scoată afară cadavrul și să spună: hei, terminați! Uitați trupul! Este mort! Putrezește aici! Gata! N-au făcut-o. N-au făcut-o pentru că mormântul este gol. N-aveau de unde să scoată cadavrul. N-aveau de unde să aducă această dovadă, da? Cât de simplu era să pună capăt la această propagandă a ucenicilor. A doua teorie este că Hristos n-a înviat, dar a fost furat din mormânt de ucenicii lui. Asta este conspirația la care recurg autoritățile ca să încerce să acopere acest eveniment istoric. Da? Deschideți împreună cu mine la Matei 28. Acolo vedem că exact teoria aceasta încearcă să o răspândească iudeii. În timp ce plecau ele, femeile, da, câțiva dintre gardieni, dintre paznici, s-au dus în cetate și i-au înștiințat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase. Aceștia s-au adunat împreună cu bătânii, au ținut sfat, asta e ședința de comitet, da? Au ținut sfat și le-au dat soldaților mulți bani. De ce? Să rezolve problema asta, da? Să vină cu o altă alternativă la înviere. Zicându-le, să spuneți așa: ucenicii lui au venit noaptea în timp ce noi dormeam și l-au furat. Asta e teoria lor. A înviat, nu putem să mergem cu varianta asta, da? E încă mort și în mormânt, nu putem merge nici cu varianta asta, că mormântul este gol. Mergem cu varianta că l-au furat ucenicii. Dacă stai un pic să consideri, apropo de ideea că Domnul Iisus te mântuie și de prostie, conspirația este una stupidă. Cum știu că ucenicii l-au furat dacă ei dormeau? Este absurdă mărturia lor. Tot ce puteau să spună este: nu știm ce s-a întâmplat, noi durmeam. Da? Dar ei au fost plătiți să spună: noi durmeam și suntem siguri că ucenicii lui l-au furat. Zvonul acesta este răspândit. Și ei zic în felul următor: iar dacă vestea aceasta va ajunge la guvernator, îl vom convinge noi și îl vom scăpa de grijă.
Ei au luat banii și au făcut așa cum fuseseră învățați și zvonul acesta s-a răspândit printre iudei până în ziua de astăzi. Și ei au crezut că au rezolvat problema, da? Acum, dacă s-ar fi întâmplat așa, adică dacă ucenicii chiar au furat trupul, atunci ucenicii știau în mod categoric că ceea ce produiesc este o minciună. Da? Nu este varianta că ei pur și simplu nu știau și au fost înșelați cumva. Este varianta că ei au înșelat și acum mărturisesc un neadevăr. Întrebarea este, credeți plauzibil că amenințați cu moartea, ba mai mult murind toți pentru credința lor, nici măcar unul n-ar fi dat înapoi? Eu nu cred. Eu nu cred. E implauzibil pentru mine. Este una să mori pentru ceea ce crezi că s-a întâmplat și este alta să mori pentru ceea ce știi că nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât. Cu ani în urmă, după atentatul de la New York, au început americanii să folosească tot felul de metode mai tari de interogare, da? Numite tortură. Și guvernul american a ținut tot felul de dezbateri despre faptul că tortura este sau nu este eficientă. Și concluzia la care s-a ajuns e că tortura nu este eficientă pentru ceea ce vrea guvernul american să realizeze, pentru că un om atunci când e torturat, îți spune ceea ce vrei tu ca să auzi, ca să sistezi din tortură. Înțelegeți? Adică, tu vrei să știi unde va fi următorul atentat. El nu știe unde e atentatul. Dar dacă el îți spune ceva, tu nu-l mai torturezi. El îți spune, următorul atentat va fi în Atlanta. Sigur? Da, sigur, numai nu mai mă tortura. Când va fi? Păstă 5 ani. 5 ani de zile știe că e sigur, nu-l mai torturezi, da? Ca tare nu-i o metodă bună. Dar e o metodă bună, tortura, ca să faci pe un om să spună ceea ce vrei tu să spună, da? Ca tare. Iudeii și romanii care au început să ia martorii oculari, care nu l-au văzut pe Hristos după teoria aceasta, trebuiau să poată să scoată din ei o mărturie că Hristos n-a înviat. Fie că era o mărturie adevărată, fie că era una falsă, nu? Unii orice dau pentru că ziceau, măi, nu merită să fiu bătut și omorât pentru o minciună. Alții cedeau pentru că ziceau, nu mai pot de durere și decât să mor în durerea asta, le zic orice vor. Da, nu l-am văzut, lăsați-mă în pace. Interesant e că n-au reușit să convingă pe oamenii aceștia prin orice măsură să dea înapoi de la mărturia lor. Singura explicație rațională este că oamenii aceștia l-au văzut pe Hristosul înviat. Și celelalte explicații sunt iraționale. Imperiul Roman, bătrânii și sinedru iudaic, n-au fost în stare dintre cei 500 sau 1000 de oameni care au fost martori oculari să scoată unul care să nege învierea? Să tortureze pe unul și să-l convingă? Eu nu cred așa ceva. Eu cred că oamenii aceștia au avut viața radical transformată și împuternicită de credința că Iisus Hristos a înviat din morți. Dacă ne uităm în istorie, Tacitus scrie despre incendiu din anul 64 la Roma și felul în care Nero a tratat pe creștini. Nero a dat vina pe creștini pentru focul care a ars Roma, care mai mult ca sigur el l-a pornit. Nero vrea să-și extindă palatul și avea nevoie ca să facă un pic de curat în Roma. Și a dat foc ca cei săraci care ocupau spațiu în teritoriu unde vroia ca să reclădească să fie arși. Și a avut nevoie ca să pună vina pe cineva și a găsit pe creștini. Și în anul 64 Nero dă vina pe creștini și spune că ei au pornit incendiul de la Roma. Și creștinii deja erau extrem de urâți de romani, devin cei mai neplăcuți oameni. Tacitus scrie despre evenimentul acesta și despre pedeapsa care vine asupra celor care proclamau credință în Domnul Iisus Hristos în felul următor. Batjocore de orice fel au fost adăugate morților. Acoperiți în piei de fiară, erau dați să fie sfâșiați de câini și să moară. Sau erau pironiți pe cruci. Sau erau sortiți flăcării și arși să deservească ca și iluminare stradală. Asta făcea Nero cu creștini în anul 64, care ziceau că cred în Domnul Iisus Hristos, cel mort și înviat dintre morți.
Îi punea în stradă și le dădea foc să ardă ca și lămpi pe stradă. Și creștinii sufereau aceste consecințe și nu dădeau înapoi de la convingerea lor că Iisus Hristos a înviat din morți. Îmi pare rău, dar eu nu cred că acești oameni au fost niște mincinoși. Hristos a murit, a treia variantă. Hristos a murit, Hristos a fost îngropat, autoritățile iudaice împreună cu cele romane au făcut tot posibilul să prevină orice fel de furt sau de conspirație și știm acest lucru pentru că Evangheliile mărturisesc că au pus o pază, au pus un sigiliu, da? Considerau ăsta un pericol ca să iasă un zvon că omul acesta cumva a înviat. Dar el cu adevărat a înviat. Și nicio încercare de a dovedi altfel din partea iudeilor, din partea romanilor, sau nicio încercare de a opri mărturiile credincioșilor sau de a-i face ca să nege mărturiile lor, n-au fost de succes. Pentru că cu adevărat a înviat. Și creștinismul, în primul veac, începe și se răspândește în mod rapid. Orice face Imperiul Roman, orice fac conducătorii iudeilor, nu pot opri pe acești oameni, pentru că ei au văzut pe Hristosul înviat. 4. Ultima dovadă și probabil cea mai importantă dovadă este autentificarea Duhului Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dovezile istorice, dovezile textuale sunt multe. Și discuțiile ar putea fi foarte lungi. Am putea avea un ciclu de studiu și n-am epuiza acest subiect. Dar cea mai mare dovadă nu este una istorică sau una externă. Cea mai mare dovadă este autentificarea Duhului Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. Atenție! Nu vreau să spun că Duhul autentifică în ciuda dovezilor. Că Duhul vine și spune, hei, lasă dovezile alea contrare. Tu crede asta? Nu. Vreau să spun că Duhul vine în viața omului și atunci când lucrează în viața și în inima lui, el face cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. Și dintr-o dată, prin cuvânt, te afli față în față cu Hristosul înviat. Dintr-o dată deschizi Evanghelia după Marcu și nu o citești ca o simplă carte. Te întâlnești acolo cu Iisus. Intri în comuniune cu Hristosul înviat prin lucrarea Duhului Sfânt. Și toate dovezile care sunt reale, care sunt istorice, care sunt logice, par palide în comparație cu dovada care este în inima ta. Că El a înviat, că El trăiește și că tu trăiești prin El. Credința în învierea Domnului Iisus Hristos este una rațională. Este una logică și este una istorică. Dar credința mântuitoare în Domnul nostru Iisus Hristos este una supranaturală. Este o credință lucrată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu este doar că am bifat toate verificările istorice. Și acum gata. Oricum, pare rațional, pot fi creștin. Este o convingere lăuntrică. O părtășie tainică, dar adevărată, cu Iisus Hristos cel înviat, care te face dispus și fericit ca oricând să mori pentru credința ta, pentru că știi că este viu. Pentru că L-ai întâlnit prin cuvântul Lui și prin lucrarea Duhului Sfânt. Această seară, mai mult decât să vă conving de faptul că creștinismul este o religie rațională, o credință istorică, aș vrea ca Duhul Sfânt să vă convingă că Iisus Hristos a înviat. Dacă până în acest moment n-ai cunoscut cu adevărat acest lucru, ai fost înștiințat în această seară. Și sper ca Duhul Sfânt să lucreze la inima ta. Și dacă El a înviat, C.S. Lewis, cred că la un moment dat zice ceva de genul, Iisus Hristos este ori un maniac, ori un mincinos, ori mântuitorul. Ceva de genul. Dacă nu este un nebun și nu este un mincinos, dacă El chiar a murit și a înviat, înseamnă că El este Mântuitor. Înseamnă că tot ceea ce a spus El este adevărat. Și înseamnă că trebuie ca să iei aminte și să asculți de cuvintele Lui. Mă rog ca prin puterea Duhului Sfânt,
cuvântul lui Dumnezeu să devină real pentru tine. Și cunoașterea ta a lui Hristos să fie mai mult decât una istorică, să fie una personală. Amin.